seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Financiară. În plină criză energetică, mesajul domnului președinte Iohannis de pe tărâm american este, citez, simplu. Trecem așadar, dragi telespectatori, de la iarna nu-i ca vara la, citez din nou, este simplu. Să facem economii rezonabile acolo unde putem, fiecare acasă, și toate aceste lucruri pe care le-am enumerat le practic și eu la mine acasă. Este simplu, spune președintele României într-o economie majoră de cuvinte, așa cum ne-a obișnuit deja. Este simplu pentru domnul președinte, dar oare pentru cetățeni este la fel de simplu? În medicină, tratamentul pornește de la sintagma tratează cauza, nu efectul. Oare de ce a ajuns România în această situație, dragi telespectatori? Motivul principal pentru care românii sunt îndemnați acum să stingă becul pentru a trece cu bine iarna este că statul nu a fost capabil să construiască de la zero nicio unitate nouă de producție a energiei de 30 de ani încoace. Iar în mandatul președintelui Klaus Iohannis, adică din 2014 și până acum, au trecut 8 ani în care România a închis peste 2000 de megawați în cărbuni, dar și de alte unități și nu a pus nimic în loc, devenind importatoare de energie. Romgaz, companie de stat, se chinuie din anul 2016 să termine o centrală pe gaze, dar nici în 2022 aceasta nu va fi conectată la rețea. Astfel, a stinge becul este chiar simplu, îi sfătuiește pe România de acasă din glamurosul New York, Klaus Iohannis, președintele României. Oare de ce nu a fost la fel de simplu în toți acești ani pentru stat și companiile sale să construiască măcar o unitate de producție a energiei? Oare de ce dumneavoastră, dragi telespectatori, sunteți datori să plătiți taxele și impozitele la timp și în cazul în care nu o faceți să suferiți penalizări sau întreruperea furnizării serviciilor sau bunurilor, iar statul poate să facă ce dorește el fără să fie tras la răspundere în vreun fel? Oare are vreun rost acest îndemn, dragi telespectatori, de a stinge becul adresat românilor, care este aproape imposibil de pus în practică, deoarece mulți nu au ce să scoată din priză, pentru că nu au priză? Da, așa cum știți sau ați mai văzut pe la televizor, sunt multe localități și gospodării în România în care oamenii nici nu sunt racordați la energie electrică. Cu un consum de numai 2,7 MW pe oră pe cap de locuitor la nivelul anului 2020, România este ultima țară la nivel european în ceea ce privește consumul de energie. Chiar și Ucraina avea la nivelul anului 2020 un consum de energie mai mare, de circa 2,8 MW pe oră per capita, după cum arată datele publicate de Agenția Internațională pentru Energie. Iar ca referință, liderul absolut al consumului de energie pe cap de locuitor este Islanda, cu un nivel imposibil de egalat de 51 MW pe oră per persoană. Să facem economii rezonabile acolo unde putem, fiecare acasă, și toate aceste lucruri pe care le-am enumerat le practic și eu la mine acasă, a declarat șeful statului, uitând să precizeze un detaliu și mai important. Va face economie în toate cele 5 case pe care le deține? Și pentru că în viață este bine să ne asigurăm pe toate parierele ca să nu experimentăm situații sau evenimente neplăcute ulterior, voi discuta despre acest aspect cu invitatul meu din această seară, domnul Mihai Tecău, CEO OmniAsi, căruia îi spun bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea! Mihai Tecău, dragi telespectatori, este membru al... activează în această funcție încă din anul 2012, iar acesta a obținut la gala premiilor pieței asigurărilor locul de cel mai bun manager, fiind numit și unul dintre cei mai tineri manageri de pe această poziție. Domnule Tecău, ne aflăm în luna septembrie, iar acest lucru înseamnă că a trecut deja un an de la izbucnirea celui mai mare scandal de pe piața asigurărilor. Adică vorbim de falimentul City Insurance. Între timp, prețul polițelor rece a crescut ca răspuns la daunele provocate, care au fost acoperite în mod direct de către Fondul de Garantare a Asiguraților, dar indirect tot de către cetățenii României, care au acoperit din buzunarele proprii diferența de preț înregistrată ulterior la asigurările obligatorii RCA.
Domnule Tăcău, cum a evoluat această piață în anul 2022 și care este tendința actuală în cazul polițelor RCA? De stabilizare sau va persista trendul inițial de creștere? Cu siguranță o să fie o stabilizare. Avem un an de zile după un eveniment, așa cum a spus, total nefericit. De fiecare dată un faliment vine cu foarte multe emoții și numai emoții financiare, vine și cu emoții din partea celor care sunt asigurați de compania respectivă. Pot să spun că după un an de zile avem o stabilitate. Din păcate, a venit și cu o creștere de preț, așa cum a spus, dar ea a venit doar să acopere acel decalaj sau acea pierdere datorată companiei care a fost în faliment. Compania care a fost în faliment, care e în faliment acum, declarată, așa cum se știe prin instanță, daunele pe care trebuia să le acopere au fost preluate de fondul de garantare și inclusiv ceilalți jucători din piață au acoperit acest decalaj sau această lipsă de acoperire pentru clienții care, pe care îi avea această companie. Dar așa cum ați întrebat, pot să spun că la momentul de față suntem pe o stabilitate de piață. Consider că pașii următori vor fi pentru o limitare sau pentru reașezarea prețului și chiar scăderea prețului pe această linie, atâta timp cât riscul se va îmbunătăți și cât condițiile de asigurare vor fi mai bune. Ce s-a întâmplat la nivel cantitativ vis-a-vis de numărul subscrierilor, practic? Și care a fost impactul generat de creșterea prețurilor, adică nivelul calitativ? Dacă vorbim de asigurare de răspundere civilă obligatorie, ea este obligatorie. Toți cei care au un autovehicul înmatriculat trebuie să aibă această asigurare. Gradul de cuprindere trebuie să fie cât mai aproape de 100%. Informațiile pe care le avem la ora actuală sunt pozitive. Suntem aproape de această țintă, să spun așa. E bine să o menținem, atâta timp cât ea este menținută la un nivel înalt. Dacă se întâmplă un accident, atunci cel care este victimă din accidentul respectiv va fi acoperit de societatea care asigură pe cel care este vinovat. Deci, în contextul acesta, e o stabilitate. Mă refer la prima întrebare pe care a spus-o. E o stabilitate și din punct de vedere al acoperirilor. Sperăm să nu avem derapaje în continuare în această zonă. Asigurarea de răspundere civilă, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, nu numai în anul trecut când s-a întâmplat cu City, au mai fost și alte evenimente pe piața de asigurări din România, tot legate de asigurarea de răspundere civilă auto. Putem spune la un an după prăbușirea lui City Insurance și ceea ce a rezultat din acest eveniment, iată o creștere semnificativă a prețurilor la polițele RCA, dar și captarea din foștii clienți ai companiei falimentare, că aceste aspecte au fost și pozitive pentru ceilalți asiguratori și au adus perspective de acoperire a costurilor pe această linie. Piața s-a echilibrat, s-a stabilizat, jucătorii mari au intrat și au avut o acoperire mai mare în asigurările de răspundere civilă, ceea ce este bine. Sunt asigurători importanți în care nu se joacă, să spun așa, cu zona de aceasta de daune și de despăgubiri. Consider că lucrurile care s-au făcut au fost pozitive. Stabilitatea, moderarea, să spun așa, în zona de profit a acestui RCA, discutăm de o zonă moderată și atunci, de asta am spus și înainte, zona de profitabilitate coroborată cu acoperirea, duce către un preț care va fi stabilizat în curând. Peste 95% dintre români sunt proprietarii imobililor în care locuiesc, dar doar 20% dintre aceștia au încheiat o asigurare facultativă de acoperire a unor evenimente neprevăzute, ce produc pagube sau avarii asupra locuințelor lor, conform unui studiu UNSAR. Anul trecut, în medie, unul din două dosare de daună privind locuințele a avut drept cauză avarii la instalațiile de apă, de exemplu, generând despăgubiri de peste 4 milioane de lei din partea companiilor de asigurări. Ce rol joacă educația financiară în acest sens și poate face ea diferența pe această piață? Da, e o întrebare foarte bună. Educația financiară e cea care generează, creează potențialul de asigurare și chiar îndrumă pe cei care sunt potențial clienți să se îndrume către, să îndrepte către asigurări. Asigurarea aceasta obligatorie pentru casă și asigurarea facultativă pentru casă, eu consider în continuare că este fundamental să o ai, mai ales în condițiile în care, așa cum a spus și ați dat exemplu numai de riscul acesta de inundație, dar gândiți-vă la riscul de incendiu și cutremur și incendiu. Da, și incendiu care este foarte important. Acest risc ar trebui să fie nelipsit dintr-o poliță de asigurare și atunci fiecare proprietar de locuință ar trebui să tindă
în a-și încheia o poliță de asigurare obligatorie, în primul rând, pentru riscurile catastrofale și apoi pentru riscurile facultative, riscul acesta de incendiu, riscul acesta de... Da, și trebuie să precizăm că acest risc de incendiu, de exemplu, pentru că știu că și eu mi-am făcut polița facultativă, nu este inclus în cea obligatorie. Nu, asigurarea obligatorie cuprinde doar 3 riscuri catastrofale, cu tremur, alunecare de teren și inundație. Riscul de incendiu este suplimentar și este pe poliția facultativă, dar este cel mai, are frecvența cea mai mare dintre riscurile domestice. Deci riscul care se poate întâmpla cel mai des într-o locuință este riscul acesta de incendiu și riscul, așa cum a spus bine mai devreme, acesta de spargere a conductelor sau inundație în locuință. Și cred că ar trebui să ne gândim foarte bine și unde ne situăm cu locuința, pentru că, de exemplu, nu știu, dacă suntem la câmpie sau, mă rog, într-o altă zonă geografică, poate nu vor fi neapărat cu tremure sau inundații, iată, și cumva ar trebui să ne ducem către zona aceasta facultativă care ne va proteja. Asigurarea obligatorie este una care are și un caracter social. Exact. Asigurarea facultativă este o asigurare care personalizată exact. Pentru bunul tău, pentru casa ta și pentru riscurile care sunt cele mai, să zic, riscurile domestice cu frecvența cea mai mare. Riscul de cutremur, de inundație, de alunecare de teren sunt riscuri catastrofale cu o frecvență destul de redusă. Exact. Deci educația financiară este parte exact. Importantă din această decizie. Generația tânără trebuie să fie foarte aproape, adică asta e și scopul nostru ca asigurător, să mergem către generația tânără, să împărtășim cu ei ideile acestea de asigurări și educația financiară să fie o poază a educației în totalitatea ei pentru a-și asigura și bunurile, continuitatea, neplăcerea unui eveniment din acesta catastrofal sau un eveniment care să-i aducă pierderi, continuitatea în, până la urmă a vieții și a activității pe care o desfășoară. Și încrederea că, iată, chiar dacă ni se întâmplă ceva rău, practic vom fi protejați până la urmă, că acesta este scopul unei asigurări. Asigurarea are scopul acesta de a asigura continuitatea, acoperirea daunelor care se întâmplă, pagubelor care s-au întâmplat, partea materială în principal. Ce strategie are OmniAsig pentru stimularea și educația financiară a cererii, să spunem, dar și a ofertei, adică ce prezintă? Ne-am îndreptat foarte mult, să știți, spre copii, spre generațiile tinere, spre școli. Am investit foarte mult în această zonă. Ne-am dus să aducem aportul nostru legat de educație și educație în sensul de a promova și asigurările, dar nu numai acestea. Împreună cu educația școlară, în această perioadă destul de delicată, când am avut și pandemie, când au fost copiii au stat mai mult acasă, am încercat să-i ajutăm prin diverse aparate, device-uri, să spun așa, electronice, prin care să-și desfășoare în continuare activitatea școlară, care să cuprindă la rândul ei și partea de educație financiară. Încercăm să ne apropiem, avem lectori din partea angajaților noștri care predau în școli, să duc în școli, promovează asigurările și nu numai. Educația financiară e un spectru mai larg, nu e legat numai de asigurări. Generațiile tinere trebuie să fie acomodate cu informații legate de investiții, unde să-și protejeze bunurile pe care și le cumpără, unde să-și investească banii. Și mai ales de conceptele acestea financiare. Valorile pe care le au, valorile pe care trebuie să le protejeze și să fie informați de ceea ce își doresc să facă cu bunurile respective. Generația tânără va fi mult mai aproape de informații, este mai aproape de informații, la un clic distanță, iar ei sunt foarte dornici de a cuprinde aceste informații și, în plus, cred că sunt și foarte mobili, adică sunt destul de... au mobilitate să mișcă dintr-o zonă în alta, astăzi au un bun, astăzi au o casă, stau în chirie undeva. Chiar acesta este tendința până la urmă, s-ar putea să schimbe din zona de proprietate către chirie și atunci să treacă folosință. Din zona, da, să treacă în zona de răspunderi civile, unde la ora actuală România nu există, noi și piața practic, nu există, da, nu există, da, nu suntem pe această zonă. Exact, că tocmai vorbeam de acest aspect. Piața actuală a asigurărilor putem spune că este dominată doar de RCA. Iată, ne iar potențialul în jurul, da. Fiind în zona asigurărilor de locuințe, iată, despre care am vorbit anterior, dar unde, din păcate, am văzut că există carențe grave vis-a-vis de educația financiară, dar și în zona asigurărilor de sănătate. Ce ne puteți spune vis-a-vis de cotarea asigurărilor de sănătate pentru acest an? Și care este frecvența de utilizare a asigurării de sănătate și cum o putem raporta, iată, la inflația medicală de această dată? Da, o întrebare foarte bună din nou. Asigurarea de sănătate e un, eu consider că e un, nu știu cum să spun, vârful icebergului. E o asigurare foarte interesantă, foarte benefică. Ea vine și completează asigurarea de, st-
stat legate de sănătate și dă posibilitatea clientului nostru să beneficieze de cele mai bune servicii medicale la nivelul clinicilor din România. E destul de delicată situația acestei forme de asigurare, fiindcă ea vine într-un context de competiție cu abonamentele pe care clinicile medicale le promovează. Le oferă și ei. Da, le oferă și ei. Sunt două lucruri total diferite. Asigurarea are predictibilitate de continuitate prin regulile stabilite de autoritățile în domeniu și ASF și EIOPA, care este asociația internațională care supraveghează asigurările din Europa, pe când partea de abonamente într-o zonă destul de... Nu are o supraveghere de continuitate așa cum au asigurările. Nu are o reglementare, sau ceva de genul. Asigurările de sănătate au avut un trend foarte bun, au avut o creștere substanțială, au o creștere în continuare substanțială, dar ele vin acum pe o zonă foarte... este o inflație medicală la ora actuală care este în creștere, exact. O frecvență care este în creștere și atunci, obligatoriu, dacă e, regulile sunt orice linie de business să fie profitabilă, până la urmă o să mergem să creșterea de prime o să fie și pe această linie, adică o creștere în perioada următoare se va evidenția. Dar datorită pandemiei sau datorită conștientizării? A fost pandemia. Ultima cotație care cred că s-a făcut și când s-a făcut evaluările a fost în perioada de pandemie, când a fost ceva mai altfel decât acum. Frecvența medicală, frecvența cu care s-au dus clienții noștri către clinicile medicale a fost destul de redusă. Acum este total diferit, este în total diferit față de ce se întâmpla în pandemie. Oamenii se duc spre clinici medicale, frecvența e crescută. Au crescut și costurile medicale, este o inflație medicală la ora actuală, deci ar trebui să se ajusteze aceste prime. Eu vreau ca aceste prime care se ajustează să nu fie în detrimentul clienților sau clienții să renunțe la asigurările acestea de sănătate. Eu cred că ei trebuie să uite mai ales la necesitatea acestei polițe de asigurare înainte să se gândească să-și facă evaluarea cât costă o poliță de genul acesta. Deci, dacă mă întrebați și vă răspund direct, în perioada următoare s-ar putea ca aceste polițe de asigurare de sănătate să crească ca și preț. Sper ca penetrabilitatea să rămână la nivelul care e acum sau chiar să crească nivelul. Știu că piața asigurărilor de sănătate a crescut cu 28% în primele 3 luni ale acestui an, ajungând la subscrieri de 184,4 milioane de lei. Ce rezultate a înregistrat OmniaSig pe această nișă? Noi suntem un jucător tânăr pe această linie de business, dar am încercat să fim cei mai buni din partea de plata despăgubirilor și relația pe care noi o avem cu clientul. La ora actuală avem o creștere de aproape 40% în această linie de business. Sperăm să ne continuăm această creștere și în perioada următoare, dar încă o dată, suntem într-o zonă în care trebuie să echilibrăm partea de costuri cu partea de venituri și va trebui să fim foarte atenți la tot ceea ce înseamnă în perioada următoare. Nu cred că frecvența și dauna medie pe asigurarea de sănătate va scădea, deci va trebui să lucrăm în zona de prețuri. Iar aici ne întâlnim cu dorința clientului de a continua sau a nu continua acest... Sper că beneficiile acestei asigurări de sănătate să fie primordiale în decizia lui de a continua. Eu cred că sunteți și foarte modest, pentru că eu știu că primele 3 luni ale acestui an OmniaSig a avut undeva la 40% creștere. Aceasta este, așa am și spus, 40%. Sperăm. Și aș vrea să subliniem chestia asta, pentru că este un procent foarte bun. Este un procent foarte bun. Ne dorim foarte mult să fim aproape de clientul nostru, să-i dăm cele mai bune servicii pe care putem să le oferim. Încă o dată, trebuie să fim, nu deținem nici clinici medicale, suntem un partener cu clinicile medicale și sperăm ca acest parteneriat să fie win-win, așa cum se spune în business, să fie câștigător și clientul să fie pus în centru atenției noastre. Când spui România și asigurări, din păcate ce rezultă este doar cuvântul Ercea, momentan, fiind polița în jurul căreia s-a creat această piață de asigurări din țara noastră. Există, având în vedere acest aspect, vreo șansă ca această piață să arate și creșterea sustenabilă? Piața aceasta de asigurări întotdeauna a fost declarată ca o piață cu un potențial deosebit. Dacă spuneți că această piață a fost construită în jurul RCA, da, e o poliție obligatorie. Sunt 4 milioane de autovehicule în România, e nevoie de asigurarea aceasta de asigurarea de răspundere civilă auto, dar sunt și 8 milioane de case în România, de apartamente, case, vile și așa mai departe. Deci potențial există. Potențial există. Deci sunt 20% din ele asigurate, de la 20% până la aproape 80-90% e o cale foarte lungă.
Aici avem nevoie de oameni care să fie dedicați în zona de asigurări, avem nevoie de educație financiară și avem nevoie de și de bani, să știți, la sfârșitul zilei, fiindcă în coșul zilnic această asigurare trebuie să fie prinsă ca un cost sau ca un lucru pe care oamenii să-l facă și să-l plătească până la urmă. În afară, de exemplu, în Germania, având în vedere că sunt jumătate nemțoaică, oamenii, să spun, renunță la anumite aspecte din coșul zilnic, ca să zic așa, de, nu știu, haine, îmbrăcăminte, ca să-și facă o poliță de asigurare vis-a-vis de E vorba case. De educație, e vorba financiară. De continuitate, de tradiție. Să știți că și tradiția e un lucru pe care noi venim după o perioadă în care, în timpul, înainte de Revoluție, în care educația financiară și educația legată de asigurare a fost destul de redusă. Exact, să sperăm că poate totuși vom urma și noi calea vestului, ca să spun așa. OmniaSig este lider pe două segmente, commercial properties și casco. Cum vizualizați celelalte segmente, spre exemplu retail? Ne dorim foarte mult să fim și în zona de retail, investim foarte mult în zona de digital. Încercăm să creăm pentru clientul nostru un drum mult mai simplu în relația cu noi și nu numai în partea de subscriere și în partea de despăgubire. Și atunci pentru retail ne dorim niște produse. Suntem în conceptul de a crea produse simple, produse pe care să le promovăm prin zona digitală. E dorința noastră de a ne apropia cât mai mult de clientul nostru retail. Și aici clientul nostru retail este exact proprietarul de case de care vorbeam mai devreme, cel care ar trebui să creștem de la 20% la 80% în piață și la sfârșitul zilei să-i luăm după cap această povară legată de un eveniment catastrofal sau un eveniment din acesta domestic care să-l destabilizeze. Cred că aici trebuie să discutăm și cred că trebuie să investim. Noi ne dorim să investim foarte mult în generațiile viitoare, în generațiile care sunt acum, oamenii tineri care vor deveni proprietarii sau chiriașii de mâine ai acestor apartamente. Gând la gând, ca de obicei, există o chimie la Săptămâna Financiară incredibilă între moderator și invitat. Vis-a-vis de trendul actual de ownership, că tot ați menționat, putem spune că în viitor vom asista preponderent la asigurări de răspundere privind dreptul de folosință în defavoarea celui clasic de proprietate? Da, e exact ce vă spuneam mai devreme, e trendul, e imposibil să nu fim pe aceleași paliere, fiindcă trendul este acesta. Oamenii se vor muta mult mai repede sau clienții, viitorii noștri clienți se vor muta mai repede într-o parte în alta, vor sta mai repede într-un apartament închiriat decât să cumpere o proprietate, se vor închiria un auto decât să-l cumpere, vor folosi mai multe mijloace de transport decât unul singur, cel clasic auto, și atunci noi trebuie să ne adaptăm polițele de asigurare după necesitățile pe care acești clienți le au. Și atunci zona de proprietate va trece către zona de răspundere civilă. Zona de răspundere civilă în România este destul de limitată, fiindcă nu e un lucru acomodat. Dar dacă ne uităm către vest, așa cum a spus, orice, și ieșirea din casă este asigurată. Când ieși din casă, exact, își faci o asigurare de răspundere civilă, tocmai de a fi protejat dacă produce daune terților sau celor cu care vine în contact. Da, sunt total de acord și vă răspund da, în viitor tendința va fi dinspre proprietate către partea de răspundere civilă a utilizării unui bun sau chiar a unei apartament, unei case și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult, domnule Tecău. Iată informații prețioase la Săptămâna Financiară și despre piața asigurărilor. Am trecut mai prin toate domeniile. Luăm o scurtă pauză acum și revenim imediat. Am revenit la Săptămâna Financiară și eu zic să trecem de la performanțele negative pe care le-am spus la începutul emisiunii la ceea ce înseamnă cu adevărat performanță, dedicare, perseverență și curaj. Alături de invitatul meu din această seară, Patrick Ciorcilă, căruia îi spun bună seara și bine ai venit, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea de a participa în cadrul emisiunii. Bună seara și vă mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici.
Patrick Ciorcilă, dragi telespectatori, în vârstă de numai 26 de ani, este directorul cel mai tânăr de un turneu de tenis WTA și totodată este și cel mai tânăr invitat al emisiunii Săptămâna Financiară, încă de la momentul lansării acesteia pe postul de televiziune Profit News TV. Admir oamenii ambițioși care au realizări remarcabile, iar când acest lucru se întâmplă, dragi telespectatori, încă din tinerețe, admirația este dublă. Anul trecut, Patrick a reușit să organizeze în Cluj-Napoca competițiile Transilvania Open și Winners Open, două turnee de tenis în premieră pentru clujeni care s-au bucurat de un real succes. Cele două evenimente pe care le-a coordonat Patrick au fost transmise în peste 150 de țări la nivel global și au avut parte de un buget de peste 1 milion de euro fiecare. Printre participantele de anul trecut s-au numărat nume sonore precum Simona Halep și alte participante, cuprinzând două câștigătoare de Grand Slam, două jucătoare din top 20 și 10 jucătoare din top 50. Anul acesta, ediția se va desfășura în perioada 8-16 octombrie. La numai 21 de ani, Patrick, ai fondat compania Sports Festival, care a organizat, așa cum a spus anul trecut, cele două turnee WTA 250 din România, Transilvania Open și Winners Open, ce au avut loc în Cluj-Napoca și la care au participat jucători de renume, cum am spus, de pe scena internațională de tenis. Anul acesta, a doua ediție a turneului de tenis Transilvania Open se va desfășura în perioada 8-16 octombrie 2022, eveniment ce va fi difuzat iarăși în peste 100 de țări. După organizarea foarte bună de la Winners Open, care a deschis practic calea către turneul de tenis Transilvania Open, Cluj-Napoca a devenit în anul 2021 singurul oraș din Europa care a avut parte de două licențe WTA 250. Care sunt ingredientele care au făcut posibilă transformarea unei pasiuni, iată precum tenisul, la rang de business, Patrick? Da, în primul rând îți mulțumesc foarte mult de prezentarea frumoasă și nu știam că sunt cel mai tânăr invitat, dar mă onorează prezența cu atât mai mult. Da, într-adevăr, cum ai spus foarte bine, a pornit totul ca o pasiune, pentru că știți foarte bine că am jucat tenis de performanță până la vârsta de aproape 19 ani. Toată copilăria practic mi-am petrecut-o pe terenul de tenis, sunt legat de acest sport sufletește atât eu cât și familia mea, pentru că de acolo a plecat de fapt dragostea pentru tenis, de la părinții mei. Și clar că ulterior, după ce am întrerupt cariera de tenismen, prima dată m-am concentrat pe studii, dar era clar că voi dori să mă folosesc de toată experiența acumulată pe terenul de tenis și din călătorii și relațiile pe care le-am construit în zona sportivă, pentru că din păcate sau din fericire, pentru că este oportunitate, dar din păcate pentru că aș vrea să se investească mai mult, zona sportivă este destul de neglijată în România, avem foarte mult loc pe partea aceasta, pentru că oamenii fug destul de tare de zona asta, pentru că nu e o zonă atât de profitabilă, ca să spun așa, durează foarte mult până educi oamenii. Că tocmai ai menționat acest aspect de cost și cum este o emisiune economică, iată, cât costă să organizezi un turneu de asemenea anvergură și care au fost sursele de finanțare? Da, cu siguranță. Costurile, cum ai spus și tu, depășesc 1 milion de euro, dar vorbim despre anul trecut, am avut alte condiții. În primul rând, am avut condiții mai blânde din punct de vedere al cheltuielilor taxelor și a prize money-ului, pentru că WTA-ul a ajutat foarte mult organizatorii de evenimente în timpul pandemiei, pentru că a fost o perioadă în care foarte mulți s-au retras, nu și-au mai putut permite, au început și ei să intre în panică pentru că nu aveau destule turnee și atunci au oferit foarte multe ajutoare, inclusiv financiare și granturi. Și atunci costurile noastre au fost mai mici anul trecut, dar și costurile operaționale au fost mai mici. Acum ne îndreptăm vertiginos către 1,5 milioane de euro costuri la acest turneu, pentru că numai pe cheltuielile operaționale vorbim de o creștere de minim 30% probabil. Tot ce înseamnă parte logistică, tot ce înseamnă resursă umană, tot ce înseamnă terenurile pe care trebuie să le aducem și așa mai departe. Deci logistica știți foarte bine și nu mai vorbim de utilitățile, vorbim despre un turneu care se întâmplă într-o sală polivalentă de 10.000 de locuri, vă dați seama ce înseamnă infrastructura, trebuie 10-12 zile de energie și gaz și așa mai departe, mai ales în perioada asta, înseamnă o creștere semnificativă, pentru că anul trecut, în luna octombrie, noi încă funcționam pe prețurile neactualizate, ca să zic așa, chiar după am intrat pe cele mari.
Deci, cu siguranță, toate costurile au crescut către 50%, ca să spun așa, poate totuși puțin mai jos de 50%, dar ca și costuri realiste vorbim de 1,5 milioane de euro, care aici include premiile jucătoarelor, taxe la stat, taxe la WTA, cheltuielile operaționale, hoteluri și așa mai departe. Vorbim doar pe hoteluri, ca să vă faceți o idee, doar pe hoteluri, pe parte de hoteluri, mâncare și așa mai departe, noi cheltuim undeva la 150.000 de euro, bani care în practic se întorc în oraș. Pentru telespectatorii noștri, poate care nu știu, voi oferiți, iată, în cadrul acestui turneu, cazarea și masa pentru participanți și stafful lor gratuit, adică voi acoperiți. Da, toate jucătoarele au tot ce înseamnă costurile acoperite din momentul când ajung aici până pleacă. Cred că, dacă nu mă înșel, nu știu, sunt undeva la 500, 400, 500 de nopți în total, pentru că vorbim de tot 100. Stafful. Da, adică noi avem, gândiți-vă că nu avem numai jucătoare și antrenori, că avem tot stafful nostru, care foarte mult din staff nu este din Cluj, că este din alte orașe, din București și așa mai departe. Deci avem sute de nopți de plătit și clar că în condiții cât mai bune pentru jucătoare. Ele vor sta în două hoteluri, la hotelul Radisson Blu de 5 stele și la hotelul Golden Tulip de 4 stele. Deci vor avea cele mai bune condiții, pentru că ținem foarte mult la asta, pentru că suntem în România, trebuie să investim și mai mult decât cei care sunt din alte țări, din vest și așa mai departe. Vrem să demonstrăm că noi în România putem să organizăm competiții de top și cred că, ca și experiență, toate se simt extraordinar când vin aici. Care au fost cele mai mari provocări în organizarea acestor turnee, Patrick? Da, în primul rând a fost o imensă provocare începutul, pentru că este foarte complicat să organizezi, să primești această licență, în primul rând, pentru că sunt foarte multe proceduri interminabile. În primul rând trebuie să reușești să intri pe circuit. Asta e primul lucru care să ajungi și să vorbești. Și cel mai greu, cred că. Da, și cel mai greu. Durează foarte mult să intri, pentru că, ca și în orice industrie, sunt deja relațiile formate, sunt, nu știu, modul de lucru, format, turneele au un anumit istoric. Iar noi am venit fix în cel mai vulnerabil moment al circuitului și al altor organizatori. Noi am asumat un risc și am zis ok, acum e momentul, hai să încercăm, pentru că dacă acum nu se poate, nu se va putea nici când. Și a fost momentul potrivit, pentru că foarte mulți s-au retras, foarte mulți nu și-au asumat, pentru că era un risc mare, neștiind dacă poți să vinzi bilete, neștiind ce se întâmplă, sponsorii, bineînțeles, erau foarte sceptici. Am zis că ne asumăm riscul ăsta și că ăsta e momentul ca noi să facem pasul. Deci a durat foarte mult până am intrat pe circuit și apoi a durat foarte mult negocierile până să primim licența efectivă, adică asta a însemnat să le demonstrăm faptul că știm să facem aceste tipuri de evenimente, că avem infrastructura necesară. Asta a durat undeva din octombrie 2020 până am semnat contractul la începutul lui mai 2021. Deci asta a fost cea mai mare provocare inițială. Apoi avem o echipă extraordinară, cred că am depășit orice așteptare a lor din moment ce am avut un prim turneu WTA în vara trecută și apoi doar a urmat cel din toamna trecută, a fost ca un bonus și ei au venit către noi spunându-ne uitați, faceți o treabă extraordinară, din nou aveau circuitul chinez anulat din cauza pandemiei și au vrut să ne ofere această oportunitate de a mai face un turneu și practic am fost singurul oraș din Europa anul trecut care a avut două turnee WTA 250 în același an. Deci o performanță mare pentru noi. Și mai știu și că aveți foarte mulți voluntari în acest concept, ceea ce este un lucru extraordinar până la urmă, dacă poți să ne spui. Da. Da, bineînțeles, este cred că partea cea mai numeroasă a echipei noastre și a staff-ului, pentru că nouă ne place să îi considerăm și să le spunem că ei sunt parte a echipei și o parte foarte importantă a echipei, pentru că sunt acei oameni foarte pasionați, pentru că dacă vii voluntar la un eveniment, vii din diverse motive. Fie că vrei să ai efectiv un CV bun, fie că vrei să vezi un anumit sportiv, fie că ești pasionat de un sport sau de evenimentul la care mergi și vrei să progresezi. Și atunci e clar că oamenii aceia vin cu inima deschisă, nu vin doar pentru bani, vin exclusiv din pasiune și atunci noi trebuie să-i tratăm ca și echipa noastră. Deci noi avem la Transylvania Open, de exemplu, țintim 250 de voluntari, la Sports Festival am avut 200-250 de voluntari. Deci cumva fără ei n-am putea. Nu există niciun eveniment mare în Cluj și nici în țară și de fapt nici în lume, pentru că e o practică uzuală, fără voluntari acest lucru nu se poate face. Și le mulțumim tuturor și sunt niște oameni extraordinari și o parte din ei chiar s-au transformat în staff și sunt parte din echipa noastră acum în fiecare zi.
Aș vrea să ne povestești un pic și cum a luat naștere Transilvania Open din punctul de vedere al faptului că voi organizați festivaluri înainte care erau remunerate cu premii, dar nu erau aceste puncte WTA și atunci v-ați dorit să intrați în acest circuit care aș mai vrea să explicăm încă o dată cât de, de greu să obții această licență, având în vedere dificultatea cu care aceasta se obține și faptul că anterior România a mai deținut acest tip de licență între anii 2014 și 2019, dar pe care a pierdut-o ulterior. Da, într-adevăr, a fost foarte bine cunoscutul turneu de la București. A fost atât cel de turneu masculin, cât și cel feminin, care a fost la Centrul Național de Tenis, organizat de domnul Țiriac. Într-adevăr, a pierdut România la acel moment acel turneu din cauza, în primul rând, din cauza infrastructurii, care nu se mai putea organiza turneul unde a trebuit și atunci a fost diverse încurcături și cumva am stat 3 ani de zile, fără, chiar 4 ani, dacă nu mă înșel, fără un turneu WTA, în condițiile în care, foarte bine de amintit, că România este una dintre cele mai performante țări la nivel de tenis feminin din lume. Noi avem 10 jucătoare, nu? Da, avem în momentul de față, cred că avem 6 sau 7 în top 100, ele se tot schimbă, dar avem, adică Simona Halep nici nu mai are rost de să o pomenim, pentru că e o legendă deja a sportului, dar de la Sorana, Irina Bego, Ana Bogdan, acum vine din spate Jacqueline Cristiana, Irina Bara, Mihaela, adică avem foarte multe tenismene pentru o țară care investește atât de puțin în sport, comparativ cu atâtea țări din vest, suntem de fapt o enigmă pentru cei din afară. Toți vin și ne întreabă. De ce nu avem? Da, și toți vin și ne întreabă, vin la mine la turneu și îmi spun: "Ce faceți aici? Ce faceți atât de special? Ce au antrenorii voștri? Ce?" Și adică sunt fascinați de ce performanțe au fetele noastre. Și atunci să nu ai un turneu care să le dea șansa măcar o săptămână pe an să joace lângă publicul, lângă familia lor, lângă publicul. Exact, și să le vadă țara lor. Exact, evident. Adică era păcat și mai ales că impactul este foarte mare. Adică la nivel de cel puțin de oraș, dar cred că și în țară, e un hype foarte mare cu turneul. Toată lumea îl așteaptă, ne așteptăm la sold out aproape în fiecare zi. Deci cred că e un lucru extrem de benefic pentru oraș și pentru România că am reușit să-l aducem, să-l readucem în țară. Cine va participa în cadrul ediției din acest an, Patrick? Da, avem nume foarte interesante. Prima favorită în acest moment, pentru că noi e bine de știut că mai avem 3 wildcard-uri pe care le putem anunța până în ultima clipă și le putem acorda oricărei jucătoare care nu s-a înscris încă. Prima jucătoare în momentul de față este Barbora Krejcikova, locul 23. E o sportivă extrem de mare, pentru că anul trecut a câștigat Roland Garrosul la simplu și a fost locul 2 mondial la finalul anului trecut. E o jucătoare pe revenire și un nume extrem de mare în circuit. Apoi avem pe Irina Begu, care va fi favorita numărul 2, ca nume notabile pe lângă românce, care toate vor fi prezente, bineînțeles. O avem pe mine din nou pe Emma Răducanu, care ne face mare plăcere și onoare că va fi din nou aici. Chiar este în semifinală la un turneu la Seul săptămâna asta și este în mare formă din nou și pe revenire. Cred că vrea să-și ia o revanșă față de anul trecut, este într-un alt punct, dar oamenii sunt extrem de entuziasmați. E unul dintre cel mai așteptat nume de la turneu, cred că, mai ales pentru că anul trecut a venit, dar neavând spectatori în final din cauza pandemiei, n-au apucat să o vadă în acțiune cumva pe EMA și atunci noi ne bucurăm mult că a reușit să vină. Care este valoarea premiilor, așa măcar aproximativă, din acest an, în afara punctelor, da, care pot fi acumulate în cadrul turneului, în calitate de jucător? Da, premiile sunt extrem de, sunt transparente, se pot găsi și pe site-ul WTA, pentru că toate turneele, în funcție de categorie, noi suntem la categoria 250, toate turneele de categorie 250 au același nivel de premii. E vorba de $251.000 premii totale, care se împart între toate jucătoarele care vor participa. Dacă pierzi în primul tur, câștigi o anumită sumă, proporțional cu unde ajungi. Câștigătoarea turneului pleacă acasă cu undeva la $35.000. Deci asta e jucătoarea care merge cu cei mai mulți bani acasă, bineînțeles. Da, deci acestea sunt premiile, $35.000 la câștigătoare și premii totale de $251.000, la care, bineînțeles, se adaugă multe alte taxe pe care nu se văd și care trebuie să le plătim în spate. Exact, și pe care am menționat că deja le asigurați sau le oferiți. Iată, în calitate de director al acestor două turnee de tenis, iată, Transilvania Open, Winners Open de anul trecut și fost jucător de performanță,
performanță în tenis, ce ne poți spune despre costurile practicării unui asemenea sport? Și dacă se implică Ministerul Sportului, dar și Federația Română de Tenis în susținerea tinerilor sportivi, Patrick? Da, să încep cu prima parte, pentru că e mai puțin sensibilă, să zic așa. Da, tenisul e unul dintre din păcate, tenisul e unul de cele mai costisitoare sporturi care există. Bineînțeles, sunt altele, poate și mai costisitoare, dar ca nivel de sport individual, cu siguranță, e cel mai costisitor sport. Pentru că, fiind un sport individual, tu nu ți se asigură nimic. Bineînțeles, cum am spus, la turneele acestea de asemenea nivel, ți se asigură cazarea și masa la turnee un anumit număr de zile, 2-3 zile, dar ca să ajungi acolo, vorbim de cei care sunt jucătoare sau jucători care sunt în top 100, din zeci de mii de jucători care poate încearcă în lumea asta să joace pe tenis profesionist. Ca să fim transparenți că suntem la o emisiune financiară, cred că, din experiență, spun că de la un anumit nivel, fără 60-70 de mii de euro anual, nu ai cum să joci tenis, pentru că vorbim, e foarte ușor de defalcat. Un antrenor bun te costă câteva mii de euro pe lună, la care se adaugă cheltuieli de zboruri. Gândiți-vă că un tenismen călătorește undeva la 8-9-10 luni pe an și vorbim despre zboruri care se iau întotdeauna last minute, pentru că tu trebuie să mergi la un turneu, nu știi când câștigi, ei de pe azi pe mâine, te costă 1000 de euro poate de persoană un zbor. Cazări. Și tipul biletului unor la business class, pentru că trebuie să te odihnești, să da, fii pregătit. Un turneu în America, până la urmă, nu e un moft, e o investiție. Toți jucătorii trebuie să-și ia business class, că atunci înseamnă poate o zi, două sau de recuperare mai ușoară. Deci vorbim despre minim 70-60-70 de mii, poate 100 de mii, în funcție de câte resurse vrei să-ți aloci. Dar, pe de o parte, asta e o problemă, pentru că înseamnă că trebuie să ai o familie care poate să-ți susțină acest lucru, adică să facem un calcul cât trebuie să câștigi o familie ca să poată să susțină acest lucru și să nu își depindă viața până la urmă de tenis, pentru că până la urmă poți să joci tenis și să te accidentezi și mâine să nu mai fii acolo. Dar pe de altă parte, e un sport care aduce multe oportunități, multe satisfacții, foarte multe lecții de viață mi-a dus mie, cel puțin, adică e cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla, să am șansa să joc tenis, dar trebuie să știi că îți asumi niște riscuri, pentru că, de exemplu, dacă mergi la fotbal, la basket, la handbal, te duci la un club, ai un salar, ți se plătesc toate costurile, e mai simplu, mai puțin riscant, ca să zic așa, din punct de vedere financiar. Și ca să sar la cealaltă întrebare a ta, în România, din păcate, nu există cultura asta sponsorizării, în primul rând, pentru că în alte țări sportivii sunt sponsorizați de diverse companii și susținuți de mici. Există această cultură care, bineînțeles, se semnează niște contracte. Acele companii, acei oameni care îi susțin ulterior pot să-și recupereze investiția prin diverse clauze pe care, nu știu, X% din tot ce câștigă acel sportiv pe parcursul carierei îi se întorc lui. În România nu există așa ceva, nu există această cultură și, din păcate, nu avem destulă implicare de la nivelul autorităților, clar. Federația Română de Tenis, dacă, ca să vă faceți o idee, a primit anul trecut 400.000 de euro finanțare pe an de la Ministerul Tineretului și Sportului. Aici eu nu vreau să acuz pe nimeni sau nu am niciun interes, pentru că noi trebuie să colaborăm. Deci undeva la 4 jucători de tenis, să spunem. Da, că e o suma aceasta este o glumă, efectiv, adică e mai rău decât ar fi zero, pentru că cu 400.000 de euro o federație n-are cum să reziste nici o lună, două luni de zile. Nu vorbim că pe lângă sportivii pe care ar trebui să-i susțină sunt costuri, sunt angajați, adică e o entitate enormă. 400.000 de euro sunt absolut o glumă. Și atunci, bineînțeles că Federația Română de Tenis la rândul ei n-are cum să-și aloce resurse pentru acești jucători și implicit fiecare e pe cont propriu, din păcate. Deci, și să știți că fiecare jucător sau jucătoare de tenis din România, toți care au ajuns undeva și au reușit exclusiv pe forțe proprii, asta pot să spun cu toată asumarea, n-au fost susținuți nici 1% de stat. Deci nu avem ce să le reproșăm sau să le cerem. Până la urmă, ei nu sunt datori cu nimic nouă, ca să zic. Noi trebuie să ne bucurăm de ele și să fim recunoscători de cât de mari performanțe avem în momentul de față, cu ce resurse alocăm. Și sper că asta să se schimbe. Noi încercăm să lucrăm cu toate federațiile, cu Ministerul Tineretului și Sportului, pentru că considerăm că noi suntem, totuși avem o voce importantă în lumea sportului din România și, până la urmă, obiectivul este să creștem și să promovăm și sportul de masă, nu doar de performanță.
Aș vrea să ne mai spun telespectatorilor că pe lângă curaj, perseverență, iată și performanță de care ai dat dovadă, iată, tu ai inventat acea primă stație de sport într-o stație de autobuz în care dacă faci genoflexiuni primești bilete de călătorie gratis. Iată un proiect conceput tot sub semnătura ta, intitulat Biletul pentru Sănătate. Aș mai vrea să te întreb, Patrick, cum te-ai descrie în 3 cuvinte din punct de vedere profesional? Da, în primul rând, mulțumesc pentru că ai amintit de acest proiect de biletul de sănătate, pentru că chiar ieri l-am relansat în Cluj, am luat o pauză și acum l-am relansat în stația Memorandumului, care este cea mai aglomerată stație din Cluj. Toată lumea poate să găsească stația din nou acolo și chiar săptămâna viitoare vom ieși cu foarte mari surprize și cu un upgrade în legătură cu această stație. Va fi, zic eu, un mare hit, pentru că e un semnal pe care vrem să-l dăm. E un proiect simbolic, pentru că faci mișcare și primești, ai un beneficiu, un schimb, e doar să dăm un semnal. Dar este un lucru care s-a viralizat foarte mult și la nivel internațional. În alte țări a fost foarte viral și noi am discutat cu multe primării din lume ca să-l extindem și acolo. A venit pandemia și acum sperăm totuși să reușim chestia asta. Și ca să zic așa în 3 cuvinte, din punct de vedere profesional, cred că sunt foarte pasionat, sunt transparent, ca să zic așa, și sunt ambițios, poate e superficial așa de zis, că e un cuvânt foarte... Nu, eu cred că ești foarte ambițios. Patrick, îți mulțumim tare mult pentru intervenție, mult succes în continuare. Eu o să vă spun repede dacă știați că cea mai mare greșeală a lui Colgate a fost conceperea unor produse alimentare de preparare rapidă, gen lasagna. Deși părea rețeta perfectă de vânzări, mănânci mâncare Colgate și apoi te speli pe dinți tot cu același brand Colgate, strategia a fost un eșec total, deoarece cuvântul Colgate le amintea consumatorilor de produse de curățenie incompatibile cu emoția apetitului culinar. Aceasta a fost ediția din această vineri, dragi telespectatori. Eu vă aștept ca întotdeauna vineri seară la ora 19 la Săptămâna Financiară. Pe curând!